Întreruperea sezonului din Liga 1, datorată jocurilor echipei naționale a României din preliminariile campionatului european cu Finlanda și Insulele Feroe, i-a determinat pe oficialii CS Universitatea Craiova să programeze un mini-cantonament pentru elevii lui Emil Săndoi. Astfel, albalbaștrii vor reveni la antrenament miercuri, iar de joi și până duminică inclusiv se vor pregăti în stațiunea montană Govora. Joi, vineri, sâmbătă și duminică o să mergem la Govora și e posibil ca la sfârșit de săptămână să susținem și un joc amical, dar nu cu echipă de primă ligă. Dacă o să găsim o formație de prin zonă, de Liga a doua sau a treia, e foarte bine. Dacă nu, chemăm niște juniori ai noștri și jucăm între noi, a declarat Emil Săndoi pentru Gazeta de Sud. Albalbaștrii au înregistrat o serie de 5 meciuri fără înfrângere, dar la ultima partidă câștigată cu 2-1 la Cluj, l-au pierdut pe fundașul Stefan Aca. Acesta s-a accidentat și va merge la un consult în Italia pentru a-i se pune un diagnostic și pentru a se stabili perioada de indisponibilitate. Săptămâna trecută s-a desfășurat Cupa României, Campionatul Național și Cupa Farul la spadă masculin și spadă feminin. Toate aceste competiții au avut loc la Constanța. Băieții de la a doua echipă a clubului CS Universitatea Craiova s-au întors cu trofeul Cupei României în premieră. Cealaltă echipă a Craiovei, CS Universitatea I, a cucerit medalia de bronz. Băieții de la CS Universitatea Craiova au reușit să câștige în premieră această competiție. Ei reușind să depășească formația campioană la seniori, formația din Satu Mare. Este un rezultat foarte bun, ținând cont că acești băieți care au câștigat au vârste cuprinse între 20 și 23 de ani. Pe locul 3 la echipă s-a clasat și cealaltă echipă a Universității Craiova. Un loc foarte bun, având în vedere că la start au participat în jur de 11 sau 12 echipe. CS Universitatea 2 Craiova a fost alcătuită din Mario Persu, Ovidiu Pârvuleasa și Ștefăniță Vâlceanu. Pentru CS Universitatea 1 Craiova au evoluat Liviu Dragomir, Ionuț Mitrică, Alin Zbârcia și Dorian Pârvan. Dacă în anii trecuți fetele de la Craiova ne obișnuiau cu multe medalii la campionatul național, acum a venit rândul vostru. Cum a fost la Constanța? Un concurs extraordinar. Nu ne așteptam chiar la câștigarea din partea echipei a doua a concursului. Speram la o medalie, eram sigur de fapt, dar am și câștigat și fetele și-au dat cele rezultatul, foarte, foarte bine a fost. Practic la voi numele de Universitatea 2 e relativ, nu contează că este CS Universitatea 2 sau CS? Da, suntem aceeași echipă, este tot o familie, ne înțelegem foarte bine, nu este nicio diferență. La feminin, echipa Craiovei a terminat pe locul 3 la echipe. Am avut două fete în primele 8 la individual și un minunat loc 3 pe echipe. Despre cine este vorba la individual și din cine e compusă echipa? Echipa este compusă din Raluca Zbârcea, Ionele Diana, Ionică Cârstea Alexandra și Constantin Cezara. Am obținut acest rezultat și sunt foarte mulțumită de fete. În ce condiții sunt obținute aceste medalii? Băieții au nevoie de un serviciu pentru că sunt trecuți de vârsta majoratului și au nevoie să se întrețină. Cam același lucru se întâmplă și la fete. În aceleași condiții. Și fetele, majoritatea dintre ele, au și un alt job pe lângă faptul că sunt sportive și vin negreșit la antrenamente în fiecare zi de la 3 la 5.